Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Feraishi, unul dintre cele mai cunoscute nume din lumea afacerilor turce, a dezvăluit în cele din urmă secretul celebrului muzician Halil İbrahim și al designerului de modă Slatir Koglu. Trioul s-a căsătorit în secret. Această revelație șocantă a zguduit rețelele de socializare și lumea tabloidelor și a stârnit un interes larg răspândit. Detaliile căsătoriei secrete a lui Feraishi, Halil İbrahim și Slatir Koglu au deschis o cortină de mister mult așteptată. Declarația Feraishi a fost primită ca o mare surpriză în lumea revistelor. Se știa că celebra femeie de afaceri este alături de Halil İbrahim și Slatir Koglu, dar nu exista niciun semn de îndoială că trioul era căsătorit. Prin urmare, această declarație a Feraishi l-a stârnit o mare curiozitate, surprinzându-și fanii și mass media. Potrivit informațiilor oferite de Feraishi, trioul se căsătorise în secret la o nuntă anul trecut. S-a susținut că această căsătorie secretă, curioasă în detalii, a avut loc într-o simplă ceremonie într-un loc privat. S-a aflat că doar prietenii apropiați și familia au fost invitați la ceremonia de nuntă și că aceasta nu a fost scursă de presă. Motivul nunții secrete a celebrei femei de afaceri Feraishi cu Halil İbrahim și Slatir Koglu a fost o curiozitate. Potrivit informațiilor furnizate de Iși, trioul a preferat să-și țină viața privată departe de mass media și a ales să se căsătorească într-o simplă nuntă și să împărtășească aceste momente speciale doar cu familiile lor. Declarațiile Feraishi au creat o mare surpriză în lumea revistelor. Căsătoria secretă a celebrei femei de afaceri cu Halil İbrahim și Slatir Koglu a început să fie discutată pe larg pe rețelele de socializare și în presa tabloidă. Detaliile curioase despre căsătoria trioului sunt urmărite cu mare interes printre fani și membrii presei. Odată cu declarațiile Feraishi, au apărut diverse speculații cu privire la căsătoria secretă a trioului. Deși fanii lui Halil İbrahim și Slatir Koglu au salutat decizia de căsătorie a celebrului cuplu, ei au început să facă diverse comentarii despre motivele care au determinat trioul să ia această decizie. Cu toate acestea, până acum, nu a fost făcută nicio declarație clară cu privire la căsătoria trioului. Declarațiile Feraishi au creat un uriaș efect surpriză în mass media cu privire la căsătoria secretă a trioului. Căsătoria secretă a celebrei femei de afaceri cu Halil İbrahim și Slatir Koglu a început să fie foarte comentată pe rețelele de socializare și în presa tabloidă. Detaliile curioase despre căsătoria trioului sunt urmărite cu mare interes printre fani și membrii presei. Odată cu declarațiile Feraishi, au apărut diverse speculații cu privire la căsătoria secretă a trioului. În timp ce fanii lui Halil İbrahim și Slatir Koglu au salutat decizia de căsătorie a celebrului cuplu, au început să facă diverse comentarii despre motivul pentru care trioul a luat această decizie. Cu toate acestea, momentan, nu a fost făcută nicio declarație clară cu privire la căsătoria trioului. Declarațiile Feraishi au creat un uriaș efect surpriză în mass media cu privire la căsătoria secretă a trioului. Căsătoria secretă a celebrei femei de afaceri cu Halil İbrahim și Slatir Koglu a început să fie discutată pe larg pe rețelele de socializare și în presa tabloidă. Detaliile curioase despre căsătoria trioului sunt urmărite cu mare interes printre fani și membrii presei. Pascali.